Hansel și Gretel, de frații Grimm. A fost odată ca niciodată un tăietor de lemne tare nevoiaș și omul acesta își avea căsicioara la marginea unui codru nesfârșit, unde își ducea viața împreună cu nevasta sa și cei doi copilași ai săi. Și pe băiețel îl chema Hansel, iar pe fetiță Gretel. De sărmani ce erau, nu prea aveau cu ce își astâmpăra foamea. Și într-o bună zi, întâmplându-se să se abată asupra țării o mare scumpete, nu mai fură în stare să-și agonisească nici măcar pâinea cea zilnică. Seara în pat, pe bietul om, începeau să-l muncească gândurile și, zvârcolindu-se neliniștit în așternut, se pomenea că oftează cu grea obidă. Și într-una din aceste seri îi zise el nevestisii: "Ce o să ne facem, femeie? Cu ce o să-i hrănim pe bieții noștri copilași, când nici pentru noi nu mai avem de niciunele?" "Știi ceva, bărbate?" răspunse femeia. "Mâine în zori luăm copilașii cu noi și-i ducem unde-i pădurea mai deasă. Le facem un foc bun, le dăm și câte o bucătură de pâine și pe urmă ne vedem de treburile noastre, iar pe ei îi lăsăm acolo. De nimerit nu or să mai nimerească drumul spre casă, de asta sunt sigură. Și în felul acesta ne descotorosim de ei." "Nu, femeie, asta nu o să o fac nici în ruptul capului," spuse bărbatul. "Nu mă rabdă inima să-mi las copilașii singuri în pădure, că doar multă vreme n-ar trece și ar veni fiarele." "Vai de tine, neghiobule," îl luă femeia la rost. "De așa o să murim de foame toți patru. Poți să cioplești de pe acum scânduri." Și femeia nu-i dădu pace până când omul nostru nu se învoi. "Totuși mi-e tare milă de bieții copilași," adăugă el cu obidă. În acest timp, cei doi copilași stăteau treji în așternut, că din pricina foamei nu putuseră să închidă un ochi. Și așa se făcu de auziră tot ce spuse zgripțuroaica de femeie către tatăl lor. La un moment dat, Gretel începu să plângă cu lacrimi amare și îi spuse lui Gretel printre sughițuri: "De acu s-a sfârșit cu noi." "Liniștește-te, Gretel, și nu mai fi mâhnită. O să găsesc eu o scăpare," îi zise cu blândețe Hansel, frățiorul ei. După ce bătrânii adormiră, Hansel se sculă, își puse hăinuța pe el și, deschizând încet ușa, se strecură afară. Luna lumină ca ziua și pietricelele albe din fața căsicioarei străluceau ca bănuții cei noi. Hansel se aplecă de mai multe ori până ce își umplu bine buzunarul cu pietricele. Apoi se întoarse în casă și șopti lui Gretel: "Fii liniștită, draga mea surioară, și dormi în pace." Apoi se culcă din nou în patul lui și a dormit. Zgripțuroaica de femeie nici nu așteptă să răsară soarele, că se și înființă la patul copiilor să-i trezească. "Ia sculați-vă, leneșilor, că mergem la pădure să aducem lemne." Apoi dădu fiecăruia câte un codru de pâine și mârâi printre dinți: "Asta aveți de mâncare pentru la prânz, de vă îmboldește foamea, nu cumva să mâncați înainte, că altceva nu mai căpătați." Gretel lua toată pâinea și o ascunse sub șorț, din pricină că buzunarele lui Hansel erau pline cu pietricele. Apoi porniră cu toții spre pădure. După puțin timp, Hansel se opri și își aruncă privirea înapoi spre căsicioara ce rămăsese în urmă. Asta o făcu odată, apoi iarăși și iarăși, și dacă-l văzu, taică-su numai ce-i zice: "Dar ce ai, Hansel, că te oprești mereu și te tot uiți înapoi? Vezi mai bine cum mergi, să nu-ți chilodești cumva piciorușele." "Știi, tăicuțule, mă uitam după pisicuța mea albă. Stă cocoțată pe acoperiș și îmi face semne de rămas bun." "Dar vezi că femeia i-o tăie pe dată." "Prostănacule, nu-i nicio pisicuță, e soarele de dimineață care strălucește pe horn." Ei, acum e timpul să vă spun că Hansel nu se uitase după nicio pisicuță și că de fiecare dată când se oprea, scotea din buzunar câte o pietricică și o lăsa să cadă pe cărare. După o bucată de vreme, ajunseră la locurile unde pădurea se îndesea și cam pe la mijlocul ei omul nostru se opri și îi zise:
Acu copiii, mergeți după vreascuri, că o să vă facă tata un focușor pe cinste să nu vă fie frig deloc. Hansel și Gretel aduseră vreascuri cât aduseră, până ce se făcu o moviliță bună. Lemnele luară foc pe dată și când vâlvătaia a început să crească, femeia grăi. Stați lângă foc, copii, și odihniți-vă, că noi ne ducem mai încolo în pădure să tăiem lemne. Și când om termina cu tăiatul, ne întoarcem aici și vă luăm acasă. Hansel și Gretel se așezară lângă foc și când se făcu ora prânzului, fiecare își mâncă bucătura de pâine. Și cum auzeau tot mereu răsunând lovituri de topor, erau încredințați că tatăl lor trebuie să fie ceva mai încolo și nu prea departe. Dar vezi că loviturile nu erau de topor. Omul nostru legase o creangă de un copac cioturos și, de câte ori bătea vântul, o izbea încolo și încoace de uscătura aceea. După ce așteptară să vină să ia, vreme lungă, nu glumă, căzură toropiți de oboseală și adormiră buștea. Când s-au trezit, era o noapte întunecoasă de nu vedeai la doi pași. Gretel începu să plângă și printre suspine își întrebă frățiorul: cum o să ieșim din pădure? Și Hansel se grăbi să o liniștească, spunându-i: mai ai răbdare o leacă până ce răsare luna și atunci o să găsim noi drumul, n-avea grijă. Răsări luna plină, deziceai că poloiește cu aur pădurea și de îndată ce se arătă pe cer, Hansel își luă surioara de mână și începu a păși pe urma pietricelelor, care scânteiau ca bănuții cei de curând bătuți, și le arătau drumul. Merseră ei așa toată noaptea și când începură a miji zorile, ajunseră la casa părintească. Au bătut ei la ușă, cioc, cioc, și când femeia o deschise și dădu cu ochii de Hansel și Gretel, pe dată se arătă a fi fost foarte îngrijorată de soarta lor, zicându-le cu prefecătorie: copii răi ce sunteți, de ce ați dormit în pădure atâta vreme? Ne-ați făcut să credem că nu mai vreți să vă mai întoarceți la casa voastră. Dar vezi că tatăl copiilor se bucura cu adevărat, că inima lui era mâhnit că îi lăsase atât de singuri. Nu trecu multă vreme și nevoile începură iarăși să-i încolțească. Și numai ce o auziră copiii între noapte, iarăși pe femeie zicându-i lui bărbatul său, care se perperea în așternut: de-acu am terminat iarăși merindele, că nu mai avem în casă decât o jumătate de pâine. Și după ce o mâncau și pe asta, nu-mi sătura cu răbdări prăjite. Trebuie să ne descotorosim de copia ustu. O să-i ducem în afundul pădurii ca să nu mai poată nimeri drumul, doar vor voi să se reîntoarcă acasă. Altă scăpare nu văd. De ni-i drag să nu mai putem ține zilele. Vezi însă că omului îi se încricena inima la auzul ăstor cuvinte și gândea în sinea sa: ba mai bine s-ar cuveni să împarți cu copiii tăi ultima bucățică. Mai zicea el ce mai zicea, dar femeia nu luă deloc în seamă spusele lui, ci-l tot ocărâ și-l mustră. Acu e știut cine a apucat de a spus, trebuie să-l rostească și pe beș și dacă și-a călcat pe inimă prima oară, musai trebuie și a doua oară să facă la fel. Copiii erau însă trei și auziră toată vorba lor. După ce bătrânii adormiră, Hansel se sculă din pat și vrut să iasă afară, să adună pietricele cum făcuse și de prima dată. Dar vezi că zgripțuroaica avusese grijă să încuie ușa, așa că băiatului nu-i fu chip să poată ieși din casă. Și deși îi era inima grea, își mângâie surioara spunându-i: nu plânge, Gretel, ci dormi liniștită, om găsi noi și cum să scăpăm cu bine și de această dată. Nici nu apucaseră bine că să răsară zorile, că și veni femeia și îi trase pe copii din așternut. Apoi le întinse câte o bucățică de pâine care era mult mai micușoară decât cealaltă dată. În timp ce mergeau ei popoteca ce ducea spre pădure, Hansel începu a face frimituri în buzunar și din loc în loc se oprea să le presară pe jos. Ia ascultă, Hansel, îi strigă la un moment dat taică-su. Ce tot te oprești mereu și privești în jur? Vezi mai bine de drumul tău și mergi cum trebuie. Păi mă uit după porumbița mea care stă pe acoperiș și vrea să-mi spună la revedere, grăi Hansel repede, ca nu cumva să se dea în vileag.
prostă, nacule, îl luă în răspăr femeia. Ceea ce vezi tu nu-i nicio porumbiță, e soarele de dimineață care strălucește sus deasupra cornului. Dar vezi că Hansel nu dădu un dărât de la ce-și pusese în gând și încetişor împrăștie pe drum toate frimiturile. Femeia îi duse pe copii departe, departe, tot mai în fundul pădurii, unde nu mai fuseseră în viața lor. Și într-un luminiș făcură iarăși un foc mare și mama le zise cât putuia de blând: rămâneți aici, copilași, de vea birui oboseala, n-aveți decât să puneți capul jos și să dormiți o leacă. Noi ne ducem în pădure mai încolo să tăiem lemne și seara, când om sfârși lucrul, ne întoarcem să vă luăm. Trecu ce trecut timpul și când veni ora prânzului, Gretel luă bucățica de pâine și o împărți cu Hansel, că pe băiatului o presărase pe drum. Zburară ceasurile, se lăsă și amurgul, dar vezi că nimeni nu se arăta să ia pe bieții copii. Și cum ar dormiră greu, se treziră de-abia în toiul nopții. Dar văzu ce se întâmplase, Hansel o mângâie pe surioarea lui și zise: să rămânem aici până ce-om răsări luna, ca atunci nu o fi mai ușor să găsim frimiturile pe care le-am împrăștiat pe jos cât am mers. Ele o să ne arate fără greș drumul spre casă, asta-i sigur, dragă surioară. De îndată ce se înălță luna deasupra pădurii, copiii se sculară din culcușul de vreascuri, dar vezi că nu mai găsiră nicio frimitură. Mulțimea de păsărele care tot zboară peste câmpuri și prin păduri de mult le ciuguliseră pe toate. Dar Hansel avea o inimă vitează și îi spuse lui Gretel: n-ai teamă, surioară, până la urmă tot om găsi drumul. Dar vezi că nu fu chip să-l găsească. Merseră toată noaptea și mai merseră și încă o zi din zori până în seară, dar de izbutit tot nu izbutiră să iasă din pădure. Și erau prăpădiți de foame ca vai de ei, ca afară de câteva boabe de fructe sălbatice culese de pe jos, nimic nu mai luaseră în gură. De trudiți ce erau sărmanii copilași, abia își mai trăgeau picioarele. Și așa se făcu că nu mai putură merge și, ghemuindu-se sub un copac, adormiră buștean. Și se ivi a treia dimineață, de când copiii părăsiseră casa părintească. O luară ei la picior, dar cum de cum răsări soarele, dar cu cât mergeau, cu atât se fundau mai adânc în pădure. De nu le venea cât mai degrabă un ajutor, se aflau în primejdie. Când se făcu ora prânzului, numai ce văzură pe o creangă o păsărică albă și frumoasă, care cânta atât de duios că se opriră vrăjiți să o asculte. După ce și sfârșiră cântul, păsărica își întinse aripile și zbură zvrr pe dinaintea copiilor. Dacă văzură ei asta, începură a se luă după ea, până când se făcură de ajunseră la o căsuță. Cât ai clipi, păsărica se lăsă pe acoperiș și când veniră mai aproape de căsuță, copilașii rămaseră cu gurile căscate. Pasăminte, toată căsăcioara era făcută din pâine și acoperită cu cozonac, iar geamurile erau din zahăr curat. Hai să începem să mâncăm, zise Hansel, și să ne fie de bine. Eu o să mănânc o bucată din acoperiș, iar tu, Gretel, ie de gustă din fereastra asta, că este tare dulce. Hansel n-așteptă să fie rugat și, înălțându-se pe vârful picioarelor, rupse o bucățică din acoperiș să-și dea seama ce gustare. În acest timp, Gretel ronțăia de zor o spătură de geam. Și numai ce se auzi deodată o voce subțirică ce venea dinaintea căsuței: cronț, cronț, da ce tot ronțăia mea căsicioară? Cine, cine e afară? Și copiii răspunseră pe dată: vântul, vântul azi înconjoară pământul. Și fără să se simchisească de fel, continuară să mănânce
și mai cu poftă. Cum îi plăcuse grozav acoperișul, Hansel mai rupse din el o bucată bună, iar Gretel nu se lăsă nici cea mai prejos și, desprinzând un ochete de geam, se așeză jos și începu a ronțăi cu poftă. Și când nici nu se aștepta, odată se deschise ușa și o femeie bătrână de tot, ce se sprijinea într-o cârjă, ieși din casă, târșeindu-și picioarele. La vederea ei, Hansel și Gretel se speriară atât de tare că scăpară tot ce aveau în mână. Dar vezi că bătrâna nu-i lua la roșu și începui a întreba, clătinând ușurol din cap. Ei, copiii mei dragi, dar cine v-a adus aici? Poftiți, poftiți de intrați înăuntru și rămâneți la mine că nu vă fac niciun rău. Și luându-i pe amândoi de mânuță, îi duse în căsuță. Iar acolo îi așteptă o mâncare să-ți lingi degetele, nu alta. Lapte și clătite cu zahăr, mere și o mulțime de nuci. După ce se ospătară bine, 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 bătrâna le pregăti 2-4 cu așternutul cum îi zăpada și Hansel și Gretel se culcară fără nicio grijă și se simțiră în al nouălea cer. Bătrâna se arătase prietenoasă ca să le câștige încrederea, dar vezi că era o vrăjitoare haină care pândea copiii ca să-i atragă cu șosete și momele. Și numai de aceea făcuse și căsuța de pâine să-i ademenească mai ușor. De-i cădea vreo un unghiare îndată îi făcea de petrecanie și după ce îl fierbea, îl înghețea cu locomie. Ziua când se bucura de un astfel de ospăț, o socotea ca pe o zi de sărbătoare și cum de n-ar fi fost așa și pentru ea. Vrăjitoarele au ochii roșii și vederea scurtă, dar vezi că adulmecă de departe, ca și vinele când se apropie picior de om. Și la fel de bine adulmeca și cotoranța asta. De cum i-a simțit pe Hansel și Gretel că se apropie de acele locuri, a și început a hohoti cu răutate și în vorbele ei era numai bajocură. Pe copiii ăștia ia mână mână, nu îi las eu să-mi scape. De cum se iviră zorile, vrăjitoarea fu în picioare ca nu cumva să se trezească mai înainte copilașii. Și când îi văzură ea pe amândoi cât de drăgălași dorm împreună și cât de rumen și rotofeile e obrazul, nu mai putu de bucurie și începe a mormăi mai mult ca pentru sine. Strașnică bucătură o să am, n-am ce zice. Apoi, apucându-l pe Hansel cu mâna ei sfrijită, îl împinse până la un grăjduleț cu gratii de fier și îl închise acolo. Și era zovorât așa de strașnic că oricât ar fi strigat și s-ar fi zbătut, nu i-ar fi folosit la nimic. După ce îl puse pe propleala pe Hansel, babușca intră în camera unde dormea Gretel și, zgâlțâind-o ca să se trezească, începu a ocorâ și a-i striga. Scoală, leneșo, și du-te și adu apă să-i faci o fiertură bună lui frate tu, că l-am închis în gras și trebuie să-l îngrășăm. Acu e numai piele și os, dar când s-o mai împlini, o să-l mănânc. Gretel începu a plânge cu lacrimi amare, dar vezi că lacrimile ei nu-i muiară inima cotoranței și până la urmă trebuie să se supună și să facă tot ce-i poruncea vrăjitoare cea haină. Și în timp ce lui Hansel îi se aducea cea mai bună mâncare ca să se îngrașe, Gretel abia decăpătă de la babușcă niște coși de raci. În fiecare dimineață, babușca se strecura șoncântăind până la grajd și încă din prag se apucă să strige. Hansel, ia scoate un deget afară să văd de te-ai îngrășat de ajuns! Dar vezi că grijuliul de Hansel îi trecea printre gratii un oșicior. Și cum babușca avea ochii tulburi și vedea ca prinsită, era încredințată că îi întinde un deget. Și de fiecare dată se tot minuna cotoranța cum de nu se mai îngrașă. Trecură așa zilele și văzând că după a patra săptămână Hansel rămase la fel de ocârjit ca și înainte, își pierdu răbdarea și nu mai vrut să aștepte. Hei,
Gretel! O strigă ea pe fetiță. Grăbește-te de a adu apă, că de-i scurge untura de graște oi de slab ca un ogariu pe Hansel și-l pun la fiert. Vai, cum se mai boci biata surioară când trebuie să care apă pentru a doua zi și cum îi și roiau lacrimile amare pe obraz. Doamne, ajută-ne, strigă ea după un răstimp. De s-ar fi întâmplat să ne înghită fiarele sălbatice ale codrului, am fi fost măcar împreună. Ia mai sfârșește odată cu bocietul, se răsti cotoranța la fată, că doar nu ți ajută nimic toată văicăreala. Nici nu se luminase încă bine de ziua când începu Gretel roboteala, că doar trebuia să care apă, să atârne cazanul pentru fiertură în cârligul de fiert și să aprindă focul. Mai întâi aș vrea să punem la copt, auzi tu? Se răsti baba la Gretel. Cam a aprins cuptorul și aluatul l-am frământat de mult. Nu-i sfârși bine vorba că vrăjitoarea o și îmbrânci pe biata Gretel afară, unde era cuptorul din care ieșeau limbi de flăcări. Hai, bagă-te înăuntru, îi porunci vrăjitoarea, și vezi dacă-i destul de încins ca să ne punem înăuntru pâinea. Vezi că cotoroanța nu degeaba o îndemnă pe fată să se vâre în cuptor, că îndată ce ar fi fost înăuntru, vrăjitoarea, pac, ar fi închis cuptorul și ar fi ținut-o acolo până ce se lumina bine. Și apoi ar fi mâncat-o, numai că Gretel băgă de seamă ce gânduri clocea în cap vrăjitoarea și se prefăcu că-i nătângă și neîndemânatică. Aș intra, dar nu știu cum să fac, pe unde să intru și cum anume. Ești nătângă ca o gâscă, o cărâ baba. Păi nu-ți dă prin cap ca pe unde că-i deschizătura destul de mare. Ia te uită, și eu aș putea să încap în ea. Și șont încăind se apropie de cuptor și văru capul în el. Gretel doar asta așteptă și-i dădu un brânci zgripțuroaică de cotoranțe de se duse până în fundul cuptorului. Apoi închise ușa de fier și puse zăvorul. Văleu, ce mai urlete de te treceau fiorii răzbăteau dinăuntru. Dar vezi că Gretel fugi de acolo să nu mai audă și vrăjitoarea cea haină pieri ca o nedrepnică arsă de dogoare și arse până se prefăcu în scrum. Gretel dădu fuga într-un răsuflet până la grajdul unde era închis Hansel și deschizându-l strigă bucuroasă. Am scăpat, Hansel! Am scăpat, frățioare! Vrăjitoarea a pierit! Dacă auzi ce-i spune, Hansel sări afară din grajd în tocmai cum sare pasărea din colivie când îi se deschide ușița și văzându-se iarăși împreună sărirea de gâși se sărutară și bucuria le râdea în ochișori și în inimioară. Și de voioși ce erau, țopăiau anamica niște iezișori. Cum nu mai aveau de ce să se teamă, intrară în căsuța vrăjitoarei și acolo ce să vezi, în toate ungherele erau numai sipete pline cu mărgăritare și nestemate. Ei, astea zic și eu că-s mai bune decât pietricelele noastre, făcu Hansel și-și umplu buzunarele până nu mai putu. Iar Gretel spuse și ea, vreau să aduc și eu acasă o mână două din ele. Și alese și alese până și umplu șorțulețul. Acu hai să o tulim de aici, că mai degrabă hotărâ Hansel, că mult mai ușoară mi-ar fi inimioara dacă aș ști că am ieșit din pădurea aceasta fermecată. Merseră ei ce merseră cale de câteva ceasuri și numai ce ajunseseră la o apă mare. Ce ne facem, surioară, că nu putem trece, făcu Hansel. Nu văd peste apă niciun pod, nici măcar vreo punde când e îngustă. De-ar trece vreun vaporaș, bine ar fi, dar prin locurile acestea, slabă nădejde, zise Gretel cu mâhnire. Da, uite, mai încolo văd o rață albă notând. Poate că de-aș ruga o ne-ar ajuta să ajungem pe malul celălalt. Și începu a striga, rață, rățișoară, ei în spate, pe aripioară, pe Hansel și pe Gretel, că nici în pod, nici punte n-are apa aceasta mare. Se apropie rățișoara și Hansel îi se urcă în spate. Apoi o rugă și pe surioara lui să vină lângă el, dar Gretel rămase pe mal și zise, cum să vin? Nu vezi că i-ar fi prea greu rățișoarei? Mai bine să ne treacă pe rând.
și făptura cea bună chiar așa și făcu. După ce trecură cu bine pe celălalt mal, mai merseră ei ce mai merseră și de la o vreme pădurea a început să li se pară din ce mai cunoscută. Și într-un sfârșit, numai ce zăriră din depărtare casa părintească. Pii, ce mai luară atunci la goană, de le sfâriau călcâile, nu alta. Trecură pragul casei și, dând năval în odaie, săriră la gâtul tatălui lor. Era și timpul că de când își părăsise copiii în pădure, bietul om nu mai avusese nicio clipă fericită. Pe femeie însă nu mai găsiră copiii. Pierise. Gretel își deșertă șorțulețul și începu a se rostogoli prin odaie mărgăritarele și nestematele de te mirai de unde mai este atâtea. În acest timp, Hansel scotea și el din buzunar câte un pumn plin de pietre prețioase și după ce le aruncară pe podea, apucă să apuce alt pumnișor până ce goliră amândouă buzunărașele. Și așa se făcu deșluar îndată tălpășița de la casa pădurarilor toate grijile și nevoile care stătuseră până atunci pe grumazul omului și al copiilor lui. Și trăiră ei împreună numai în bucurie și fericire. Și am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Da, uite că mai fuge și pe aici în șoricel. Și cine l-a prinde l-a văzut norocul că o să-și facă din blănița lui o căciulă mare cât roata carului. Vă mulțumesc pentru atenție, iar dacă v-a plăcut, dați vă rog un subscribe și ne auzim curând cu și mai multe poezii și povești minunate.